că Dumnezeu nu este părtinitor. Vă rog să fiți foarte atenți. Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Te primește, Domnul? Te primește, Domnul. Amin. Este Domnul părtinitor? Poți să spui, sunt negru, sunt galben, sunt roșu? Nu poți să spui. Dumnezeu este nepărtinitor. Și dacă așa stă treaba, atunci hai cu inima deschisă și dorește și El va veni. El îți va face lumină. Cuvântul Lui este o candelă. Tot ceea ce va face El în viața ta îți va schimba traiectoria vieții. Va fi minunat. Și poate că sunt câteva lucruri în cuvântul Domnului. În Luca, capitolul 6, versetul 46, zice: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce? Ce vă spun eu. Dacă ai avut parte ca Domnul să-ți vorbească, prin Duhul Lui, prin cuvânt, te-a avertizat, te-a adus la cunoștința adevărului, ia bine seama că Domnul vrea să vii la El și El te iubește. Și El va lucra. El va face mari lucrări în viața ta. Îți va schimba inima, îți va schimba caracterul și tot ceea ce tu nu-ți închipui astăzi că poate Domnul. Uitați-vă la mine. Eu sunt o mărturie. Pentru că eu, în momentul în care eu nu L-am cunoscut pe Domnul și eram în lume, eu sunt astăzi în fața voastră o mărturie vie. Că Domnul m-a schimbat și a lucrat. A făcut ceva minunat. A făcut ceva care eu nici măcar nu puteam să-mi închipui sau să descriu în cuvinte sau nici în povestirile mele nu puteam să spui cuiva că eu voi deveni ceea ce sunt. Prin harul Lui, prin îndurarea Lui, prin mila Lui și bunătatea Lui. Eu ceea ce meritam eu era ceva foarte rău. Nu, nici nu vreau să-mi închipui. Poate mulți ani de pușcărie, poate mult mai rău. Eram destul de rău încât să merit orice se poate spune rău. Dar Domnul, prin îndurarea Lui, n-a făcut așa, s-a îndurat de mine. Și de aceea eu astăzi mă ridic în fața voastră și spun: Domnul este bun. Amin. Și am puterea aceasta să o spun din toată inima. Pentru că eu am simțit pe pielea mea și aș vrea ca și tu să o simți pe pielea ta, să poți spune în gura mare: Domnul m-a mântuit. Aleluia. Domnul să-ți dea putere să poți să faci lucrul acesta. Haideți cu tot.